Gazmetan Media și-a trecut cu 2-1 de Gloria Bistrița și s-a apropiat din nou de primele locuri. Meciul a fost deschis de 2 eliminări în interval de numai 6 minute. Rivalitatea locală a dus la primul conflict încă din minutul 11. Aganovic l-a lovit pe Frăsineanu cu gheata în față și a fost eliminat, iar între jucătorii din ambele tabere a fost o încăierare generală. După câteva momente a plecat la vestiare și bistrițeanul Radu Mărginean după ce a primit al doilea galben. Deschiderea scorului s-a produs în minutul 29. Pârvulescu a marcat din interiorul careului după o pasă a lui Eric. Printr-o execuție, să vedem pe Pârvulescu. Pârvulescu, gol! După o pasă senzațională a lui Eric de Oliveira. Gloria a încercat egalarea, dar Bleșca l-a blocat perfect pe Bruno Moraes în minutul 54. La poarta cealaltă, Akaki a făcut 2-0 și meciul părea jucat. Putea fi chiar 3-0 în minutul 83, însă portarul Bistriței a respins cu piciorul din fața lui Muntean. S-a terminat 2-1 după ce Sucala a redus din diferență cu un șut puternic din interiorul careului sub bară. Frăsinescu pentru Achim. Iată unde sunt fundașii Bistriței, centrare și Sucala, gol pentru Bistrița. Lucas Sucala, minutul 83.